țineți-o mama. Cum îmi place mie să zic. Îmi place mie să zic de ființa perfecțiunii absolute. Ca să fie și în zona asta. Acum o să vă citesc o poezie, cum a spus și înainte. De ce mi-ai spus să mă pregătesc? Nu-mi place să citesc poezia, citată și știută dinainte, dar sper să mă înțelegeți astăzi. Așa a fost situația. Se numește Sfârșit de toamnă, Sfârșit de săptămână. Păi asta voiam să spun că, că este la îndemnul prietenului nostru Liviu Capșa. Sfârșit de toamnă se numește. Săptămână. Deci cum să vă spun sincer, dacă tot vorbim de emoții, este prima dată când am emoții la o lansare de carte a mamei mele și ultima, să spun. Ultima dată. Păi da, nu. Nu mai bine pe stânga. Să vă spun, e chiar prima dată când întâmplă picioarele. Da. Să nu știu sfârșit de săptămână. Și iar secunda e fără tine, mă doare să respir fără de noi și necuvântul parcă ne desparte în toamna asta seacă, fără ploi. Ești treapta mea cu plâns, cu sens și rost. Ești prea lumina care mă mângâie și întrebare și răspuns mi-ai fost. Cum toamna e prea galbenă gutuie, ești poezia mea, versul cel bun. Iar drumul către tine mi-e speranță, ești veșnicie în lumea de fum. Concretul și minutul în balanță. Din mine și din tine fac pluralul. Cine ar trăi cel mai blamat păcat? Prezent continuu ar fi valul ce ar zidim un el neîntâmplat.